telefon numărul și nimic măcar. O fi directorul. Hai dă-i informa. Mirci. Mirci, s-a întâmplat ceva cu curentul? Nu e drum să știu. Alo? Da. Bună ziua, ia spuneți. Știi dacă s-a întâmplat ceva cu curentul la firmurile din față? Când am plecat, mergea. Funcționa. Mergea că pe vreo jumătate de oră, cred. Mi-a dat un mesaj un echipament de acolo că nu mai are curent. Și de fapt nu mai e văzut în rețea și am încercat să conectez și niciun echipament de acolo nu răspunde. Și nu știu dacă, adică mă gândesc la asta cu plic curent, e cea mai... Nu știu, să fi sărit siguranța, altceva... Când am plecat, era. Acum lumina e aprinsă? De afară? Aveți cum să verificați pe cameră? N-am cum să văd. N-am cum să văd că nu mai văd nici camerele alea de la poartă. Aha, am înțeles. Că alea trec cât îi cu birou și pe birou sunt la poartă. Dacă nu e lumina la poartă sau nu e aprinsă, înseamnă că e curent. Sunau ei dacă nu era... Dacă nu era curent, te sunau ei. Da, mă sună imediat. Dacă nu e armată sau dacă e că curentul căzut sau ceva. Ce... Nu că mă știu că alarmele astea, cel puțin la mine acasă așa face, dar după un timp zice că primesc mesaj de la ăștia și îmi zice că n-are curent alarma respectivă, ăsta, sistemul de alarmă. Că el are o baterie și stă cu baterie. Da, nu știu. Teoretic, când am plecat eu la 4:30, 5 fără 25, trebuia să fie lumina. Am aprins și lumina. Siminic mai e la fabrica? Cine? Siminic. Nu este astăzi la muncă. A, deci nu mai e nimeni. Da, trebuie să mă duc eu. Da, mă duc acolo să văd ce s-a întâmplat și văd. Dacă poți, dacă... Da, da. Vedeam mâine dimineața. Da, da. Ok. Bine, mă duc. Bine. Statuie o să-ți facă. Statuie. Ce să faci? Hai de fapt.